Salutare, dragi prieteni! Numele meu este Doru Dima, sunt profesor consilier școlar cu experiență de 7 ani în sistemul de educație, din care în ultimii 3 ani am activat în cele 2 școli din Măiru și Apața. Iată o scurtă prezentare pentru acei dintre dumneavoastră care nu mă cunosc. Stăm acasă și avem timp să contribuim la dezvoltarea noastră personală. Timpurile pe care le trăim impun o schimbare la fiecare dintre noi. Trebuie să fim mai buni, să ne iubim semenii, să ne bucurăm de lucruri mărunte, ori chiar să ne redescoperim. Asta fac și eu acum, încerc să mă redescoper și astfel să fiu mai aproape de elevii mei. Pentru astăzi am pregătit o temă foarte interesantă, o temă care captează atenția oricărui părinte. Așadar, ați ghicit, este o temă pregătită special pentru părinții elevilor noștri. Tema se intitulează Cum să crești un copil care își respectă părinții. Înainte de a trece la subiectul propriu-zis, aș dori să dau citire a 2 citate foarte interesante, 2 citate profunde care au legătură cu tema noastră, și anume, să fii părinte înseamnă să-ți iubești copilul mai mult decât te-ai iubit vreodată pe tine. O investiție de astăzi, un câștig de mâine. Investim iubire, câștigăm respect. Așadar, trecem al 2-lea citat. Nu ce faci tu pentru copilul tău, ci ce l-ai învățat pe el să facă pentru el, asta îl va ajuta să fie un om împlinit. Este foarte important să ne ajutăm copiii să se descopere, să se cunoască pe sine și astfel ei pot ajunge oameni puternici. Ei bine, dragilor, subiectul propus pentru astăzi, așa cum v-am spus, se intitulează Cum să crești un copil care își respectă părinții. În acest scop am pregătit câțiva pași care ar putea să-și aducă aportul în relația voastră cu copilul. Hai să vedem ce ne spun specialiștii. Primul pas ar fi să fii mereu un exemplu. Ce ar trebui să facem în acest sens ca să rămânem un exemplu pentru copilul nostru? Păi, în primul rând, respectul față de partenerul nostru, față de părinți, față de colegi, poate fi un bun exemplu pentru copiii noștri. Învață bunele maniere. Este foarte important ca să avem cei 7 ani de acasă, să asigurăm copiilor noștri cei 7 ani de acasă. În momentul în care ajunge la școală, copilul trebuie să aibă minimul din ce ar însemna bunele maniere. Respectă-ți copilul. Un al 3-lea pas care presupune să nu fim violenți, să nu țipăm, să nu fim agresivi, să nu etichetăm copilul, să-l ascultăm, să-l înțelegem, ori ba mai mult de atât, chiar să-l lăsăm să fie el însuși. În al 4-lea rând, este foarte important să îți setezi limitele clare și rezonabile. În acest sens, nu ignora și nu tolera obrăznicia. Acest aspect ar putea deveni un obicei. Este foarte bine ca în calitate de părinte să fim fermi în momentul în care luăm o decizie. Mai mult de atât, ar trebui să ne gândim la un regulament pe care să-l adoptăm împreună cu părinți, cu părinții și copilul, bineînțeles. Deci să fie un regulament conceput de comun acord din partea tuturor membrilor din familie. Remarcă-i bună purtare. Felicită-l când este cazul și scoate-l în evidență, pentru că astfel el va repeta comportamentul pozitiv. Nu reacționa exagerat când greșește. Nu îl umili sau ridiculariza. Nu este cazul să exagerăm. Comunicarea ar putea fi rezolvarea oricărei situații, în orice context.
Comunicarea poate ajuta foarte, foarte mult. Fii la curent cu pasiunile și visele lui. Este foarte important să fii alături de copilul tău, să-l susții, să-l încurajezi, să fii prezent în viața lui. Și astfel ai putea să-i acorzi o mână de ajutor atunci când are nevoie. Este important ca copilul să-și urmeze visul și, cu siguranță, dacă este alegerea lui, va reuși. Acestea au fost pași pe care eu vi-i recomand în a câștiga respectul copiilor dumneavoastră. Așadar, dacă am reușit să vă atrag câtuși de puțin atenția, vă rog lăsați un like, un comentariu, ori mai mult de atât, abonați-vă la acest canal. Până data următoare, vă spun toate cele bune. La revedere!